Așa cum ne-am așteptat înainte de organizarea acestui seminar, prezența companiilor a fost într-un număr foarte mare, ceea ce denotă interesul mărit al societăților în legătură cu ce anume trebuie declarat în acest nou formular 394. Prin organizarea seminarilor am încercat să venim în întâmpinarea problemelor și să clarificăm o serie de aspecte care sunt cel puțin sau ridică o serie de întrebări în legătură cu noul formular 394. A fost un seminar interactiv în care am discutat liber și am împărtășit opinii și interpretări în ceea ce privește operațiunile care trebuiesc sau nu trebuie declarate în 394. Acest fapt ne-a bucurat foarte mult pentru că denotă interesul societăților în ceea ce privește modul de declarare, dar pe de altă parte este și un punct care ar trebui să ridice semne de întrebare a ANAF-ului, care așteptăm noi să vină cu clarificări și să vină cu să fie deschis la întrebările și la problemele practice pe care companiile le întâmpină datorită noului formular.